Matei, capitolul 10, începând cu versetul 26, este cuvântul lui Dumnezeu pe care îl citim și din care predicăm în această zi. Matei, capitolul 10, începând cu versetul 26. Așa că să nu vă temeți de ei, căci nu este nimic ascuns care nu va fi descoperit și nimic tăinuit care nu va fi cunoscut. Ce vă spun eu la întuneric, voi să spuneți la lumină și ce auziți și se la ureche să propovăduiți de pe acoperișul caselor. Nu vă temeți de cei ce ucid trupul, dar care nu pot ucide sufletul, ci temeți-vă mai degrabă de cel ce poate să piardă sufletul și trupul în genă. Nu se vând doare două vrăbi la un ban? Totuși niciuna din ele nu cade pe pământ fără voia tatălui vostru. Cât despre voi, până și perii din cap toți vă sunt numărați. Deci să nu vă temeți. Voi sunteți mai de preț decât multe vrăbii. Amin. Vă rog să vă așezați. Ați fost atenți la un imperativ pe care Domnul îl rostește în cuvântul acesta de mai multe ori? De trei ori, Domnul zice, nu vă temeți. Aș vrea să vă aduc aminte că acest cuvânt, Domnul rostește în contextul în care și-a trimis ucenicii în lume ca să facă lucrarea lui Dumnezeu. Și ucenicilor lui, el le spune în mod ferm, în repetate rânduri, nu vă temeți. Doamne, dar cum să nu ne temem? Când totul ești cel ce ai spus, vă trimit ca pe niște miei în mijlocul lupilor. Cum să nu ne temem? Dragii mei, în această zi, mă rog lui Dumnezeu ca fiecare dintre noi să înțelegem că avem nenumărate motive să nu ne temem. Nenumărate motive. Trăim într-o lume ciudată. Trăim vremuri ciudate. Uitați-vă la mine că sunt om cu părcă runt. Dar n-am întâlnit vremuri ca și acestea. Și am trăit destul de mulți ani pe pământul acesta, n-am întâlnit astfel de vreme. Trăim vremuri în care pe toate planurile societatea aceasta ne arată că este bulversată. Clocotește totul. Coronavirusul, a făcut ca lumea aceasta să clocotească și să se teamă. Se tem oamenii de boală, se tem pentru sănătatea celor dragi și vom zice noi, e justificată temerea aceasta. Dar nu numai atât, pe fondul acestei crize a coronavirusului, nu vedeți dumneavoastră cum din ce în ce se ascut conflictele în lumea aceasta și vorbim despre război economic, se pune la cale și se vorbește despre război militar? Se vorbește despre terorism? Mai zilele trecute mi-a fost dat să văd un video despre ceea ce se întâmplă în America, modelul democrației. Și am văzut acești protestatari care pur și simplu au mărșăluit într-o biserică, așa, ca să arate ei că nimic nu e sfânt în lumea aceasta. Au mărșăluit într-o biserică, au sfidat păstorul, au sfidat pe toți cei ce erau acolo, care au primit de altfel, au încercat să-i primească frumos. Au mărșăluit, au venit cum ar fi de aici până în partea asta, au mărșăluit la ieșire ca să arate că în lumea aceasta nu este nimic, nimic care merită să fie respectat și sfânt. Așa zic ei. Trăim vremuri cumplite, dragii mei. De aceea cred că cei credincioși în vremurile acestea trebuie să se roage mai mult ca oricând. Să se roage lui Dumnezeu pentru că dacă cea mai consolidată democrație din lumea aceasta se clatină, imaginați-vă dumneavoastră că se clatină toate democrațiile lumii acesteia și toate sistemele politice. Trăim vremuri cumplite în care vor zice oamenii, dar e normal să te temi în vremuri ca acestea și e normal ca lumea să se teamă. Dar voi, ucenici ai Domnului, voi, voi vă vorbesc în numele Domnului și vă spun, voi n-aveți de ce să vă temeți. Frate Nelu, cum? Adică noi n-avem de ce să ne temem când tocmai ne-ai spus că intrau oameni în biserici sfidând tot ce e sfânt. Dragii mei, am bucuria să vă spun că de partea noastră este Domnul. Și în fața tuturor amenințărilor pe care le-ar aduce virusul, pe care le-ar aduce conflictele politice, pe care le-ar aduce terorismul, pe care le-ar aduce oamenii rebeli din lumea aceasta, în fața tuturor acestor amenințări, ucenicii ai Domnului, nu uitați, cel ce ne-a așezat pe noi în lume este Domnul și fiind în lume el ne spune în repetate rânduri nu vă temeți. De ce? Cum adică să nu ne temem? Vreau să vă aduc aminte că Dumnezeul nostru, cel căruia ne închinăm aici în biserica poarta cerului, este un Dumnezeu suveran. Când zic suveran, suveranul este cel ce face tot ce vrea el în ceruri și pe pământ și sub pământ în cosmos, în univers, el face tot ce vrea. De asemenea, sunt bucuros să vă mai spun un lucru. De noi, ascultați-mă bine, ucenici ai Domnului, de noi, el, Tatăl din Ceruri, Dumnezeul Suveran, are grijă în mod aparte. El are grijă de tot Universul. Dar de ucenicii lui, el are grijă în mod aparte. Și cuvântul pe care îl avem înaintea noastră în această zi, ne arată din belșug acest adevăr. Dumnezeu, într-un mod aparte, ne acordă atenție și ne arată preocupare și arată interes pentru noi și pentru nevoile noastre. El este cel ce, așa am citit aici în carte. El vede fiecare pasăre care cade la pământ sau se ridică. El este cel ce e atent la fiecare fier de păr care cade din capul nostru. Și în această zi, eu stau în fața dumneavoastră să rostesc un adevăr care este titlul mesajului pe care vi-l aduc. Noi suntem mai de preț decât multe vrăbii. Și acum, dragii mei, aș vrea să ne uităm în Cuvântul Domnului și să înțelegem că în contextul în care ne aflăm, când lumea întreagă are motive să se teamă, când lumea întreagă are motive să tremure, să se îngrijoreze, ucenicii Domnului au motive să se uite în sus și să zică un adevăr, noi suntem păziți de puterea lui Dumnezeu. Puneți, vă rog, pe ecran 1 Petru 1 cu 5, pentru că aș vrea să citim toți împreună, fiecare cu gura noastră, să citim acest cuvânt, care este o promisiune a Domnului. Știți pentru cine e promisiunea aceasta? E pentru tine, e pentru tine, 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 pentru tine și aleluia și pentru mine. Haideți să citim cu voce tare. Voi sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu prin credință pentru mântuirea, gata să fie descoperită în vremurile de apoi. Păziți de puterea lui Dumnezeu. V-ați gândit vreodată cam cât e de mare puterea lui Dumnezeu? Că dacă mie mi-ar spune că sunt păzit de puterea lui Eusebiu, ar zice, are Eusebiu ceva putere, dar nu atâta. Dacă aș zice, sunt păzit de puterea lui Dani Strangă. A, ștreangă, scuzați-mă, dacă aș zice sunt păzit de puterea lui Dani, aș zice, e ceva mai multă, dar tot nu-i destulă, Dani, nu? Tot nu-i destulă. Dar Scriptura zice, voi sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu. Vă imaginați cam cum e puterea asta? Era, citiți versetul 1 din Scriptură și versetul 2 la început, Dumnezeu a făcut pământul, și după aceea zice: Pământul era pustiu și gol. Și dintr-o dată a venit Dumnezeu și a zis doar un cuvânt, așa. Să fie lumină. Vă imaginați ce putere are Dumnezeu printr-un singur cuvânt și noi nu înțelegem lumină decât credem că lumina e asta, că dăm noi cu întrerupătorul. Oh, lumina e mult mai mult. Ascultam zilele trecute un interviu cu cineva uh, care se ocupa de institutul de la Măgurele, acela cu laserul, și spunea câte ceva despre lumină. Am rămas cu gura căscată și am zis, Doamne, deci asta e lumina. Zicea când fasciculul de lumină pătrunde, dezintegrează materia. Doamne, deci asta e lumina. Și totul printr-un cuvânt. Vă imaginați care e puterea lui Dumnezeu? Prin cuvântul lui s-au făcut stelele, s-au făcut sorii, s-au făcut planetele, s-au făcut galaxiile, prin cuvântul lui s-au făcut toate. Și sunt uimitoare. Voi sunteți păziți de puterea. Lui Dumnezeu. Înțelegeți? În mijlocul oricăror situații, a oricăror circunstanțe, noi suntem păziți de puterea lui Dumnezeu. Și acum aș vrea să înțelegem ce argumente dă Domnul ucenicilor săi. Pentru că ucenicii de atunci, ca și ucenicii de astăzi, oameni cu slăbiciuni, Oameni care se uită că tună tare acolo, că fulgeră tare dincolo, oameni care aud o veste care îi sperie acolo sau aud o veste care îi sperie dincoace. Și Domnul stă cu ucenicii lui de vorbă și stă și astăzi de vorbă cu ucenicii lui. Și știți ce spune? Spune câteva adevăruri care ne fac pe noi să înțelegem. Întâi că Dumnezeu este preocupat de lucruri mici și neînsemnate de pe Pământul acesta. Sau aș zice eu, altfel uitându-mă spre dumneavoastră, el e preocupat de cea mai neînsemnată ființă de pe pământul acesta. El e preocupat. Cine nu știe cum e o vrabie? Pentru că uitați-vă ce spune cuvântul. Nu se vând doare două vrăbii la un ban, totuși nici una din ele, nici una dintre vrăbii, nu cade pe pământ fără voia tatălui vostru. V-ați gândit cum e o vrabie? <laughs> Mică și neînsemnată. Să știți, sunt în lumea asta păsări și ați văzut, cu siguranță, păsări care te atrag prin coloritul lor când vezi ce penaj au, când vezi ce pictate, parcă sunt pictate de un pictor maestru și te uiți spre ele, te-ai tot uitat la ea și ai zice, Doamne, ce pene frumoase are! Dar vrabia nu e așa. Vrabia nu impresionează prin coloritul ei. Sunt de asemenea păsări care impresionează prin cântatul lor. Pa, priveghetoare, ciocârlie, te impresionează, le-ai luat să tot cânte. Dar vrabia un cip-cirip și gata. <răză> și fiți atenți ce spune Scriptura. O pasăre ca și asta, care nu impresionează nici prin cântecul ei, nu impresionează nici prin coloritul ei, nu impresionează nici măcar prin mărimea ei, că sunt oameni care mâncă păsări de toate soiurile. Dacă ar vrea să mănânce o vrabie, nu-și pune mintea cu ea, că după ce îi mai dai și penele jos... N-ajunge pe măsea. Deci imaginați-vă o vrabie din asta care nu impresionează nici prin coloritul ei, nici prin cântecul ei, nici prin mărimea ei. Asta, zice Scriptura, că e importantă înaintea lui Dumnezeu și nu cade la pământ și nu-i se întâmplă nimic fără voia Tatălui. Voi, sunteți mai de preț decât multe vrăbii. Deci, gândiți-vă dacă vrăbiile acestea, cele mai ieftine, cele care nu erau dorite și nu erau căutate de nimeni dintre oameni, prezintă interes pentru Dumnezeu. El, Dumnezeu, le vede și este preocupat de ele și vreau să știți, oricum ați spune -o, vrăbiuța aceea mică și neînsemnată, să știți că dacă își găsește o firimitură undeva, poate vei zice, a, mi-am scăpat eu de la biscuitele acela, că tocmai mi-am rupt un biscuit pe drum și mi-am scăpat o bucățică acolo. Știi de ce ți-ai scăpat bucățica de biscuite? Pentru că tatăl a avut de hrănit și o vrăbiuță. Poate că vei zice, chiar în din astea se bagă domnul avem un Dumnezeu mare. Noi îl cântărim pe Dumnezeu așa, după mintea noastră limitată. Și vom zice, dacă chiar Dumnezeu poate să poarte grijă de șapte miliarde și jumătate de oameni, păi dar până numer la șapte miliarde te apucă, nu mai știu ce, și n-apuci, trebuie vieți să numeri până la miliarde, vieți. <sus> și Dumnezeu poartă grijă de vrăbiuță, de viermișori, de toate cele. Da. Vreau să știți astăzi, avem un Dumnezeu mare. Nu, nu limitați, încercând să ziceți, să-l să gândiți pe Dumnezeu după standard de omenești. Pe dacă era Dumnezeu la standard de omenești, nu putea să facă un om. Nu? Dar. Dumnezeu care a făcut toate lucrurile este un Dumnezeu mare, este un Dumnezeu atotputernic. puternic. Vedeți dumneavoastră, bieții oameni, ca să cunoască omul, ca să cunoască omul, învață cât se face la medicină, șase ani, nu? Și după cei șase ani de medicină, ca să te specializezi poate pe un singur organ din corpul omenesc, mai ai ani de învățat și de studiat, ca să înveți despre inimă, ca să înveți ceva despre orele, cu toate ale ei, ca să înveți ceva despre nas, despre urechi, despre gât. Trebuie să înveți mult. Și Dumnezeu cu atâta măestrie le-a făcut pe toate, pentru că avem un Dumnezeu mare, mare mare. E bine, dragi mei. Când citesc în Scriptură că Dumnezeu este preocupat de o vrabie, știți ce învăț? Înțeleg un adevăr. Vedeți, de-a lungul generației noastre și a generațiilor știu eu dinaintea noastră chiar Lumea aceasta a fost invadată cu teoria aceasta a evoluției. O teorie. Iertați-mă, dar îmi vine să vorbesc despre despre ea. Iertați-mă, trebuie să mă opresc. Teoria aceasta a evoluției, știți ce a făcut cu oamenii? Dintr-un Hitler a făcut un ucigaș de oameni. Dintr-un Stalin a făcut un ucigaș de oameni. Știți de ce? Pentru că ei au învățat că omul e doar așa. A apărut și el. Și dacă e ceva care apare pur și simplu din. nu mai știu ce, nu contează. Omul nu are valoare. Eu vreau să vă spun, omul este făcut de Dumnezeu după chipul și asemănarea lui. Și are preț omul. Dar nu numai omul este făcut de Dumnezeu. Ascultați-mă, tot ce vedem în jurul nostru este făcut de Dumnezeu. De aceea e important să prețuim natura. Cineva pusese pe Facebook o fotografie uh, cu urme pe, pe plajă, arăta urme de pisică, urme de câine, urmă de cal și după aceea urme de om. Știți cum era urma de om? Gunoaie cât ai vrut. Pentru că omul nu știe să prețuiască ce a făcut Dumnezeu. Dragii mei, cuvântul pe care l-a rostit Domnul Isus, care îmi spune că o pasăre este importantă pentru Dumnezeu, ar trebui pe noi toți să ne facă să prețuim toate creațiile lui Dumnezeu. Să le prețuim. Dragi mei, lecția pe care Domnul ne-o pune înainte astăzi, ne arată că El, Domnul, poartă grijă de o vrabie care nu are valoare mare și nu contează mult în ochii oamenilor. Dar înaintea lui Dumnezeu ea este importantă și atunci aș veni înaintea dumneavoastră să vă spun că dacă Dumnezeu prețuiește vrăbiile și le poartă de grijă, oare noi? Voi sunteți mai de preț decât multe vrăbii. Și totuși, Domnul spunea în cuvântul acesta, nicio vrabie nu cade la pământ, deci și vrăbiile cad. Și vrăbiile cad. Și aș vrea să învățăm ceva din asta. Dumnezeu este preocupat de vrăbii, dar și vrăbiile cad. De ce? Peste pământul acesta a venit un mare necaz. Noi câteodată nu conștientizăm ce cataclism a venit peste pământul acesta când Dumnezeu l-a făcut rege peste creație pe Adam. Dumnezeu i-a dat sceptrul și citiți mandatul care i-l-a dat Dumnezeu. Stăpânește pământul, i-a zis Geneza 1 cu 27. Stăpânește pământul și tot ce este pe el. Și Adam a luat sceptru pe care l-a dat Dumnezeu și l-a întins într-o zi diavolului și a zis, cu alte cuvinte, eu ascult de tine, eu mă subordonez ție și fac ce-mi spui tu. Și a dat sceptrul stăpânirii diavolului și diavolul dintr-o dată a strigat de bucurie și a zis, eu sunt stăpân. De aceea zice Scriptura Domnul veacului acestuia. Dar a venit Fiul lui Dumnezeu, slăvit să fie El a venit să dea o șansă pământului care a fost pierdut și a venit să răscumpere pământul. Și în mod special știți ce l-a interesat pe Dumnezeu de pe pământ? Oameni ca și noi. Voi sunteți mai de preț decât multe vrăbii. Dar și vrăbiile cad și cad și oamenii. Domnul Iisus Hristos spunea că El, Dumnezeu, face să strălucească soarele Lui și peste bun și peste răi, ploaia să vină și peste bun și peste răi. Și așa se întâmplă. Și soarele strălucește peste bun și peste răi, dar vine și boala și peste bun și peste răi. Vine și șomajul și peste cei buni și peste cei răi. Vine și lipsa și peste cei buni și peste cei răi. Vine și moartea și peste cei buni și peste cei răi. Și atunci va zice cineva, atunci care e diferența? Ascultați-mă bine, diferența nu se vede aici. Diferența se vede acolo. Zice prorocul Maleah în capitolul 3, versetele 16, 17 și 18, Maleah 3 cu 16, 17 și 18. Ia uitați-vă ce spune aici cuvântul lui Dumnezeu. Atunci și cei ce se tem de Domnul au vorbit adesea unul cu altul. Domnul a luat aminte la lucrul acesta și a ascultat și o carte de aducere a minte a fost scrisă înaintea lui pentru cei ce se tem de Domnul și cinstesc numele lui. Ei vor fi ai mei, zice Domnul oștirilor, îmi vor fi o comoară deosebită în ziua pe care o pregătesc eu. Voi avea milă de ei, cu mare milă un om de fiul său care îi slujește și veți vedea, și veți vedea atunci din nou deosebirea dintre cel neprihănit și cel rău dintre cel ce slujește lui Dumnezeu și cel ce nu-l slujește deosebirea se va vedea atunci și vrăbiile cad și oamenii cad în boli, în neputințe și ucenicii se întâlnesc cu acestea dar mai spun ceva, nu eu, Domnul vrăbiile cad numai prin voia și îngăduința Tatălui. Adică, știți ce aș vrea să înțelegem? Nimic nu mișcă în Univers decât numai prin voia, prin hotărârea sau prin îngăduința Tatălui ceresc. Nici virusul nu mișcă decât pentru că îi îngăduie Tatăl. Nici necazul nu apare decât pentru că îi îngăduie Tatăl, nici boala nu vine, decât atunci când îi îngăduie Tatăl, nici persecuția nu vine, numai când îngăduie Tatăl, nici război nu vine, numai când îngăduie Tatăl. Frații mei, surorile mele, noi vedem o mică bucățică din planul lui Dumnezeu. Ați văzut cum e un puzzle? Iei câteodată un cartonaș din ăla mic și habar n-ai Habar n-ai ce înseamnă el. Da, dar când îl pui acolo la locul lui, dintr-o dată te trezești că e ochiul frumos al unui om frumos. Așa suntem noi. Nu vedem decât o bucățică din planul lui Dumnezeu și câteodată ne speriem, coronavirus, wow! Da, dar și coronavirusul e unul dintre lucrurile despre care în Romani 8,28 cu 28 zice toate lucrurile lucrează împreună așa e. așa e. Dragii mei, aș vrea să înțelegem ceva. Noi acum nu pricepem. Noi nu înțelegem de ce. Dar eu știu un lucru. Dacă vom deschide cartea asta, uite aici, la ultima pagină vom învăța că toate lucrurile se termină cu bine pentru ucenicii Domnului. Mai luați din când în când, așa când vă e greu, deschideți aici la ultima pagină și veți vedea Cetatea nu are trebuință nici de soare, nici de lună. Neamurile vor umbla în lumina lui. Porțile ei nu se vor închide ziua, fiindcă în ea nu va mai fi noapte. În ea vor aduce slavă și cinste neamurilor, nimic întinat nu va intra în ea, nimeni care trăiește în spurcăciune și în minciună, ci numai cei scriși în cartea vieții mielului. Mai încurajați-vă din când în când, deschizând aici și ziceți, a, deci prin coronavirus, amenințări, necazuri și toate, acolo ajungem. Lăsați-mă să mă întrerup cu un aleluia. Dragii mei, e nespus de important să înțelegem că Dumnezeul care poartă grijă de vrăbii, poartă grijă de fiecare dintre noi pentru că suntem mai de preț decât multe vrăbii. Puteți să ziceți asta și dumneavoastră. Suntem Aleluia! Dar vreau să mai spun ceva dacă am zis că Dumnezeu e preocupat de cele mai neînsemnate ființe, că s-ar putea să fie aici și să zici, domnule, ce contez eu între șapte miliarde și jumătate? Ce contez eu? Poate nu contezi pentru oamenii din jur, dar pentru el tu contezi. Oamenii nu pot să numere, n-au vieți să numere până la șapte miliarde și jumătate, dar Dumnezeu știe fiecare om care e făcut după chipul lui. Dar vreau să mai adaug un lucru, dragii mei. Dumnezeu e preocupat nu doar de cele mai neînsemnate ființe de pe pământ, ci El este preocupat de cele mai mici detalii din viața noastră. Zice Cuvântul așa: cât despre voi până și perii de pe cap, toți vă sunt numărați. Le zice ucenicilor: cât despre voi până și perii din cap, toți vă sunt numărați. Câte fire de păr ai pe cap? Ia gândește-te. Ai idee? Poate n-ai idee nici în mare. Eu am văzut, uitându-mă așa la niște informații, un om are în jur de 100 de mii de fire de păr. Sunt diferențe. Blonzi au vreo 140 de mii de fire de păr, bruneți, au vreo 105 mii de fire de păr, roșcații au vreo 90 de mii de fire de păr, dar aproximativ cam asta este. În jur de 100 de mii de fire de păr. Când v-ați făcut duș dimineață, câți dintre dumneavoastră v-ați aplecat la scurgerea de la duș să numărați câte fire au picat? Sau când ați dat cu piaptă, nu? V-ați uitat să vedeți câte au rămas? De ce? Un fir de păr pentru noi nu contează. Dar pentru Dumnezeu, până și un fir de păr contează. Și pentru noi contează părul, că îl zicem, îi e lung, trebuie să mă tund, e nu știu cum trebuie să-l aranjez, e cărunt, zic surorile, mă duc să-l. Da, dar nu avem noi preocupare pentru firul numărul 742. Habar n-avem unde e firul 742. Habar n-avem unde-i firul 40.023. Habar nu avem de asta. Însă am bucuria să vă spun, Dumnezeu până și lucrurile acestea le știe. Știți ce înseamnă asta? Că Dumnezeu e preocupat nu doar de fiecare ființă neînsemnată de pe pământ, e preocupat de fiecare amănunt. Și când e vorba despre voi, voi sunteți mai de preț decât multe vrăbii. Dragii mei, Vreau astăzi să înțelegem că dacă Dumnezeu e preocupat de ceea ce e pe capul nostru, ce credeți, nu e preocupat și de ce e în capul nostru? Sau ce e în inima noastră? Că în capul nostru câteodată vine câte un gând din ăsta de nesperie și ne face pielea ca de găină și zicem, wow, ai, ai, ai auzit? 698 de morți ieri, sau de, de contaminați, iertați-mă, ieri, 698 de contaminați noi. Sau, nu mai este loc la ATI. Sau, uh, vai de mine, ne-au ne -au închis porțile toate țările, sau mai toate țările din UE, că uh, rata cea mai mare a îmbolnăvirilor. Dragii mei, eu astăzi zic ceea ce spunea fratele păstor Eusebiu Stănilă, datoria noastră este să ne facem partea și să ne păzim. Dar cel ce ne păzește cu adevărat este Domnul. Noi ne punem masca, trebuie să o punem, noi păstrăm distanța, trebuie să o păstrăm, dar cel ce ne păzește este Domnul. Dragii mei, Dumnezeu e preocupat de cele mai mici amănunte și vreau să știți că viața noastră nu e întâmplătoare. Ascultați-mă! Aș vrea să știți că Dumnezeul suveran despre care am vorbit controlează până la cele mai mici amănunte viața noastră. Cum adică până la cele mai mici amănunte? Dragii mei, tot ce se întâmplă, și lucruri care nu ne plac, și lucruri rele câteodată, toate sunt. Așa e în Universul ăsta. Ori ceea ce se întâmplă e ori hotărât de Dumnezeu, ori îngăduit de Dumnezeu. Nu există altfel. Nu există. Altfel, el n-ar fi suveran. E ori îngăduit de el, ori hotărât de el. Ori a dat un decret să fie așa, și decretele lui sunt întotdeauna bune. Dar dacă se întâmplă lucruri rele, lucrurile rele sunt îngăduite. A venit uh, diavolul la Iov și a zis, domne, ăsta nu e așa cum crezi tu ăsta nu e așa de sfânt, ăsta nu e așa de neprihănit. Ia, lasă-l un pic pe mâna mea și ți arăt. Și Dumnezeu a stat un pic și a făcut socotelile și a zis, ok, îngădui. Dar n-a putut să miște un deget satana, numai când Dumnezeu a zis, îngădui. Înțelegeți? Gândiți-vă la Iosif din Cartea Genezei. Dacă n-a trecut ăsta prin greutăți, câte Grămadă de greutăți. Imaginați-vă, lurau frații lui. Nu-l suportau frații lui. Și a ajuns în închisoare, a ajuns sclav, a ajuns de toate. Dar la capăt a ajuns înălțat pe scaunul de prim-ministru în Egipt. Și au venit frații lui la el. Frații lui care l-au vândut și au vrut răul. Și se simțeau vinovați. Dintr-o dată vinovăția i-a cuprins. Și Iosef le-a zis așa, voi negreșit ați vrut să-mi faceți rău. Dar uitați-vă în Scriptură, scrie așa, dar Dumnezeu a vrut să trec prin toate acestea ca să pot să fiu scăpare pentru alții. Dumnezeu. Și atunci uitați-vă la traseul lui Iosif. Ca să ajungă Iosif să fie ceea ce a făcut, de ce credeți dumneavoastră că la un moment dat tatăl îi spune Iosif, ia merinde și du-te la frații tăi când ăștia erau mai înfuriați pe el. Și s-a dus la frații lui și frații lui au zis, avem o groapă aici, l-am rezolvat, i-am luat haina, l-am aruncat în groapă și gata cu el. Dar dintr-o dată au venit niște negustori ismaeliți. De unde au apărut ăștia? Credeți că e întâmplător? Au apărut niște negustori ismaeliți și s-au dus ăștia și au zis, hai că facem și un ban. Nu vreți să cumpărați un sclav? De ce credeți că erau interesați de sclavi să cumpere negustorii de ce credeți că se duceau tocmai în Egipt negustoriaia? De ce credeți că l-au vândut tocmai lui Potifar ca sclav? Și ne vom uita noi și vom zice, Doamne, de ce ai îngăduit toate acestea? De ce credeți că a ajuns Iosif în temniță? Nimic nu e întâmplător. De ce credeți că faraon a visat un vis, că nu mai avea liniște și zicea, haideți tot să-mi visul. Că am cu ce să vă plătesc și nimeni n-a știut să-i tâlcuiască visul, să îl interpreteze numai Iosif. Pentru că Dumnezeu prin groapă, prin închisoare, prin casa lui Potifar, prin una și prin alta, l-a dus la glorie. Vreau să știi, dragul meu, ucenic al lui Hristos, prin coronavirus, prin amenințări, prin job pierdut, prin lipsuri, prin necazuri, Dumnezeu vrea să te ducă la glorie. Aleluia! Gloria până la urmă e cea care contează, gloria finală Dumnezeu e interesat de toate amănuntele din viața noastră și vreau să știți astăzi, frații mei, surorile mele, nu vă fie greu să aduceți lucrurile mici înaintea lui Dumnezeu, dar nu vă temeți să aduceți și lucrurile mari înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu e Cel ce a făcut cosmosul. Dar Dumnezeu este Cel ce vede și ce nu vedem noi lucrurile mici sunt în puterea Lui, lucrurile mari sunt în puterea Lui. Cu ce lucruri vei veni înaintea Domnului? Vino cu toate. Adule pe toate înaintea Lui Dumnezeu și va fi ferice de tine. Și vreau să-ți spun, dragul meu, închei în cuvântul din această zi, Dumnezeu e preocupat de cele mai nesemnate ființe, e preocupat de cele mai mici amănunte din viața noastră, dar El este preocupat de noi și atunci când vine necazul și încercarea. Vine diavolul și ne spune, n că te-a uitat Dumnezeu când treci prin necaz. n că lui Dumnezeu nu-i pasă de tine. Ba, îi pasă, numai diavolul de când e el tot minte. Frații mei și surorile mele, când avem un astfel de Dumnezeu care ne spune că noi suntem mai depres decât multe vrăbii, vă rog din tot sufletul, vedeți preocuparea Lui pentru noi, înțelegeți că vă iubește Dumnezeu, înțelegeți că El e preocupat de noi și nu mai lăsați ca teama să vă stăpânească. Doamne, ajută-ne! Când vă uitați la preocuparea lui Dumnezeu pe care o are pentru noi oamenii, nu lăsați ca deznădejdea să vă stăpânească. Noi trebuie să avem speranță. Nu avem dreptul să trăim fără speranță când avem un astfel de Dumnezeu. Să avem speranță chiar și în fața unui diagnostic sever. Să avem speranță chiar și în fața șomajului, chiar și în fața morții. Să avem speranță. Aseară eram într-o biserică și s-au ridicat câteva persoane acolo. Și a spus, am avut cancer și Dumnezeu m-a ridicat. S-a ridicat altcineva și a zis așa, acum 13 ani am avut metastaze și uitați-vă la mine. Asta și m-am bucurat și am zis fraților, surorilor, între voi a pus Dumnezeu mărturia puterii lui. Nu trebuie să ne în orice situație. E drept că și vrăbiile cad. E drept că și oamenii cad. Dar ascultați-mă, nu-i niciun lucru așa de rău care ni se poate întâmpla aici pe pământ, ucenicii ai Domnului. Cel mult, să murim. <laughs> veți zice dumneavoastră, na, asta e culmea, cel mult să murim. Da, când privim lucrurile din perspectiva veșniciei, moartea nu e decât un prag spre glorie. De aceea nu trebuie să ne pierdem nădejdea, ci trebuie să ne trăim viața cu nădejde în Dumnezeu, care poartă grijă de noi și în necazurile noastre. Gândiți-vă la Iov, era în mijlocul necazurilor, a pierdut într-o singură zi tot, a stat cu mâinile goale, s-a gândit, Uitându-se la mâinile lui, ei, cam așa ar fost mâinile mele, numai că erau mai mici când m-am născut. Dar cam așa erau, goale. Și am venit și. Practic, tot ce am pierdut eu astăzi, mi-a dat Dumnezeu de-a lungul anilor. Și a zis, înțeleptul eu, fără să-și piardă nădejdea, am pierdut totul. Dar pe Dumnezeu nu. Știți ce a zis el? Domnul a dat, Domnul a luat, binecuvântat să fie Dumnezeu. Și a venit diavolul atunci și a zis, a, stai numai, sănătatea, când e vorba de pielea omului, atunci e bai. Sănătatea! Și Dumnezeu i-a zis, îți îngăduirea să nu te atingi de sufletul lui că e bai. S-a atins de sănătatea lui și era bolnav, eu, exilat dintre oameni, la marginea cetății, pe grămada de gunoi, cu ciobul în mână, se scârpina. a venit soția la el și a zis, blastă-mă pe Dumnezeu și mori, vorbea diavolul prin ea s-a întors spre ea și a zis femeie. Adică Dumnezeu ne-a făcut atâta bine, vorbești ca o femeie nebună când spui asta. Cum să-L blestem pe Dumnezeu? Și s-a ridicat pe grămata lui de gunoi și a făcut o declarație care răsună peste istorie și zice așa, dar știu că răscumpărătorul meu este viu și că se va ridica la urmă pe pământ. Ucenici ai Domnului, nu vă pierdeți nădejdea, pentru că răscumpărătorul nostru trăiește. Și se va ridica la urmă, dincolo de coronavirus, dincolo de amenințări, dincolo de uh, tot felul de rebeliuni, dincolo de amenințarea comunismului care vine în cele mai cimentate democrații, dincolo de toate aceste amenințări. E ochiul lui Dumnezeu care vechează asupra Universului, nu se întâmplă nimic fără știrea Lui. De aceea, uitați-vă în sus și așteptați ca izbăvirea să vină de la El. Vă chem dar în numele Domnului Iisus Hristos pe fiecare dintre dumneavoastră să luați în considerare în vremuri ca acestea un lucru pe care l-a spus Domnul. Nu vă temeți! Voi sunteți mai de preț decât multe vrăbii. Și dacă vrăbiile cad, s-ar putea să ne mai potignim și noi, să mai cădem și noi, dar nimic nu se întâmplă fără știrea Lui.